Iar astăzi, în plină epidemie, vorbim de lipsă săpun. Bine, n-a fost niciodată. Ce să mai vorbim, că e lipsa astăzi. Doamna manager, de când a fost numită manager, s-a câștigat un concurs. Numită prin concurs. Da, concurs. N-a reușit să facă, din punctul meu de vedere, nimic bun în acel spital. Medicamente nu avem, materiale sanitare nu avem, curățenie nu este, condiții. Dacă un bolnav vrea să facă un duș, nu văd cum ar putea să-l facă. Că nu prea are unul. Motiv pentru care eu îi cer demisia doamnei manager, pentru că, din punctul meu de vedere, nu numai că n-a adus nimic bun în acest spital, dar l-a tras în jos. Materiale sanitare și dacă avem medicamente. Asta trebuie să răspund. Nu trebuie la regulă. Doamna manager, vă rog frumos să răspundeți domnului consilier. Da. Pot să răspund cu da la toate întrebările. Poftim? Cu da la toate întrebările. Avem și săpun și mai avem. Doamne, nu vă supărați. Gândiți-vă la sănătatea cetățenilor. Am 3 zile de când sunt în spital și am vorbit destul de clar. Domnul președinte, la conferință de presă, predicați mâna, vă dau cuvântul. Așa este normal și corect și frumos. Și la demisie tot da, răspunde doamna manager? Vă rog frumos, domnul consilier. Domnul președinte, dacă nu suntem la conferință de presă, hai să spunem realitatea. Avem mari probleme la spitalul județean. Da? Și corp A și corp B. De 3 zile sunt printr-un spital. Din păcate, un prieten mi-a decedat ieri. Și am văzut cu ochii mei ceea ce se întâmplă acolo. Nu sunt materiale, domnul președinte. Nu sunt medicamente, domnule președinte. Au fost cazuri și au fost condiții în care nu au fost nici măcar ser fiziologic. Înțelegeți ce spun aici? Despre un an de zile vă rog frumos să rezolvați problema cu aparatul de imagistică pentru colonoscopie și endoscopie. M-am interesat personal. Nu costă mai mult de 30.000 de lei. Luați procesele verbale și uitați-vă. Nu ați făcut nimic. Ne bate în joc. Efectiv ne bate în joc. Sunt oameni care mor cu zile în spital. Iar dumneavoastră spuneți că da, nu sunt probleme. Nu sunt probleme. Asta am aflat și anul trecut. Nu sunt probleme, dar în continuare sunt probleme. Au ajuns medici să nu poată să-și mai facă treaba pentru că nu au cu ce, domnul președinte. Nu-i declarație de presă, vă rog frumos, și v-am spus-o și personal. Nu numai aici. Nu am nimic cu doamna manager. Haideți să găsim soluții. Inclusiv la comisie am vorbit cu domnul președinte. Comisia de Sănătate. Haideți, domnule, să începem să ne mișcăm ușurel. Haideți să vedem cum facem lucrurile să funcționeze. Iar dumneavoastră veniți și spuneți că nu sunt probleme. Ați distrus tot. Ce ați promovat? Ce ați dus mai departe? Nu sunteți în stare nici măcar să administrați, domnule. Podul. Nici măcar să administrați. Nu, domnule, hai să ne înțelegem. Podul se datorează unui singur om, nu partidului PSD. Lui Mihai Tudose se datorează. Despre ce discutăm aici? General, și lucrurile mi s-au întâmplat mie personal luni. Luni am stat 6 ore ca să mă înscriu pe soția mea la oncologie. În condițiile în care, dacă o aduceam acolo, în starea în care este, s-ar fi întâmplat lucruri neplăcute. 6 ore. N-am vrut să fac niciun fel de trafic de influență către cineva. Am spus, sunt un cetățean al acestui oraș și am să stau până când. După 6 ore n-am reușit. Pentru că s-a blocat sistemul. Sunt două asistente acolo, pe la 47 de oameni erau. 47. Și sunt două asistente care fac internări de zi și internări la pat. Este imposibil ca niște bolnavi de cancer să-i aduce acolo și să-i țin picioare ore întregi. Mâine, împreună cu Consiliul de Administrație, convocăm o ședință de urgență cu toți șefii de secție și cu cei responsabili și mai ales cu cei cu aprovizionarea, da? Pentru a face efectiv stipulat cei care sunt responsabili de aceste lucruri cu referate cu absolut tot, să vedem care este circuitul, cine sunt vinovați și să plece dacă nu își fac treaba cum trebuie. Da? Nu începem acum dacă un om de la aprovizionare nu își face treaba, să omorâm șeful de secție sau până la urmă trebuie să ne gândim la pacient. Care sunt problemele? Care sunt problemele? Imediat după ce termin, domnul Burtea, vă dau cuvântul și dumneavoastră. Începând cu, știu eu,
poate să vă confirme și doamna manager și m-aș fi bucurat dacă v-ar fi răspuns ea la această întrebare de ce nu sunt medicamente în momentul de față. Bani sunt la spital, știți foarte bine că tot împreună am rezolvat problema banilor și am reușit să... Două luni de zile când nu au fost bani în spital. Domnul consilier, acum vorbesc eu. V-ați rezolvat problema după două luni de zile, când oamenii au fost în situație... Domnul consilier, mă lăsați să termin și eu.